Torina Vornicu, gaz de emisiuni spre excelență din cadrul platformei Vocea Creștinilor, o emisiune de dezbateri și mărturii, alături de invitați de seamă. Salut comunitatea Vocea Creștinilor! Sunt Dorina Vornicu și mă bucur să vă am din nou alături de mine în cadrul emisiunii Spre Excelență. Așa cum am spus și data trecută, de data aceasta o am din nou invitat alături de mine pe Rodica Volintiru. Rodica, bine ai revenit în studioul Vocea Creștinilor! Bine v-am găsit! E mare bucurie să fim din nou împreună! Dacă data trecută am discutat despre cartea pe care tu ai lansat-o acum recent... Am discutat despre rugăciunea Tatăl nostru, am văzut ce înseamnă o descoperire cerească. De data aceasta, aș vrea să mergem pe rugăciunea în unitate, rugăciunea în Duhul, și de aceea, pentru început, aș vrea să îmi exemplifici ce înseamnă pentru tine rugăciunea în Duhul și să ne împărtășești o experiență personală din, din viața ta. Este așa de frumoasă viața cu Dumnezeu? Este frumoasă viața când ești umplut de Duhul Sfânt? Am stat și m-am gândit odată și am zis, Doamne, când era mai la începutul și mă rugam și -o, dar mă rugam puțin și am citit în, în istoria creștinătății și, și asta sunt pe YouTube foarte multe exemple, oamenii mari al Dumnezeu și femei au stat în rugăciune o oră, două ore, patru ore, zece ore, douăzeci de ore două pe zi. Cum poți să ajungi la atâtea ori? Ce să spui atât? Și atunci am înțeles la Domnul și am simțit așa în Duhul meu când Domnul spune Știm bine, Biblia începe cu Duhul Sfânt, că se plimba deasupra apelor. Dumnezeu a creat totul cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus a venit pe pământ, știm bine că Duhul Sfânt a fost Cel care a pus sămânța dumnezească în pântecul Mariei. Domnul Iisus pleacă, a fost umplut de Duhul Sfânt, s-a dus în cer și ce l-a spus la ucenici, nu vă voi lăsa orfan, vă voi trimite un mânghietor, în original spune un avocat, consilier sau pe altcineva ca și mine. Deci nu vă las orfan, un orfan nu are mamă, în are tată, nu știe să se descurce. Domnul Iisus și Dumnezeu a știut câte lupte există pe planeta Pământ, din toate punctele de vedere. Cum să ai o viață frumoasă, sfântă, curată, în relație cu Dumnezeu? Domnul Iisus s-a putut că n-avea păcat și se ruga mereu cu Dumnezeu. Dar noi, pământenii, născuți în natură păcătoasă, ce vă trimit un ajutor? Vă trimit pe altcineva ca și mine, care va fi în voi și cu voi pretutine. Pe cine? Pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o persoană, că are diferite manifestări. Biblia spune că având foc, putere, ca un porumbel are foarte multe simboluri, dar el este o persoană, este Dumnezeu. Și atunci am zis, Doamne, toți acești oameni care am citit despre ei au fost umpluți de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt i-a ajutat să se roage o oră, două, trei, zece ore în conectare cu Dumnezeu. Zic, oh, asta vreau și eu, Doamne. Și a venit moment în viața mea când Domnul m-a umplut, nu că nu aveam Duhul Sfânt, te umple, simți putere, simți bucurie, simți că a ajuns la un alt nivel cu Dumnezeu. De ce? Noi suntem creați trup, suflet și duh. Ne rugăm foarte mult, poate mai mult în emoții, cu mintea, cu gândurile, dar trebuie să ajungem să fim în Duhul. Aici vine Duhul lui Dumnezeu în viața noastră și Dumnezeu care este Duh. Atunci noi comunicăm prin Duhul nostru, în plus de Duhul Sfânt cu Dumnezeu care este Duh. Și atunci timpul stă în loc și comuniști cu Dumnezeu. Și atunci am zis, Doamne, tu ne-ai lăsat cel mai desăvârșit, atotputernic ajutor. Ne spune Biblia că El este învățătorul, este sfătuitorul, e mângâietorul. Domnul Iisus cu ajutorul Duhului Sfânt a făcut minuni. În faptele apostolilor, dacă citesc, am citit și mi-am notat, cred că 34 de versete numai despre Duhul Sfânt. Cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțeau, Duhul Sfânt le spunea, te duci, nu te duci. Duhul Sfânt făcea tot. Deci stai puțin, mulți sunt împotriva că nu-L cunosc pe Duhul Sfânt. Dumnezeu este suveran, e pentru tine, dar este în cer, stă pe tron. Domnul Iisus stă la dreapta lui și mișlocește, se roagă pentru noi. Duhul Sfânt este și în cer și pe pământ este pretutindeni. Și Duhul Sfânt ne învață cum să ne rugăm. Dintr-o dată am zis, Doamne, ce important este lucrul acesta. Vreau să experimentez lucrul acesta. Și într-o zi, am scris-o în cartea mea mai multe detalii, îl aud așa de clar pe Domnul Iisus că spune, aștept ca rugăciunile voastre să se unească cu rugăciunea mea. Pe cine să știe, Doamne, cum te rogi tu, am zis eu. De unde să știm noi cum te rogi tu? Și atunci Domnul mi-a spus, v-am dat un ajutor pe Duhul Sfânt, care el cunoaște năzuința Tatălui, el știe tot ce se întâmplă în cer. Voi trebuie să petreceți timp cu el și el vă va descoperi ceea ce mă rog eu. Ok, Doamne, dar nu toți putem să ajungem sau auzi vocea Domnului. Și Domnul mi-a spus, aveți cuvântul meu. care tot prin revelația Duhului Sfânt, Când noi ne schimbăm mintea prin cuvântul viu și lucrător, percepem și Domnul Dator mi-a vorbit prin cuvânt, versete din Biblie. Dar am simțit că e puterea Duhului Sfânt. Să te rogi în unitate cu Duhul Sfânt. Dar la Roman 8, 24, 26, acolo ne se spune că Duhul Sfânt mișlocește pentru noi că noi nu știm cum să ne rugăm. Într-o altă traducere spune, El mișlocește pentru noi, prin noi, că nu știm să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. Și ne întoarcem înapoi acum la rugăciunea Tatăl nostru. Ce spune acolo? Să ne rugăm să se facă voia lui, precum este în cer, așa și pe pământ. De unde știm noi care voia lui Dumnezeu în cer? Ca noi să o cerem să vină pe pământ. În mare, în general, știm. Dar poate că Domnul acum vrea să ne rugăm concret care e voia lui astăzi, în aceste momente, ca eu să mă rog? Ce să cer? De aceea ne-a fost dat pe Duhul Sfânt, care cunoaște inima și voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus se roagă și mișlocește exact după voia lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt el caută pe cineva de pe pământ să se roage împreună cu cerul ceea ce vrea Dumnezeu. Atunci e sigur, punct ok, punct lovit, că te-ai rugat după voia lui Dumnezeu și acea Rugăciune va aduce rezultat. Dar vezi, din nou trebuie să ajungem la o relație cu Tatăl, o relație cu Domnul Iisus prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să ne deslipim de cuvânt. Pentru că acolo găsim totul și Duhul Sfânt ne ajută. Și am zis, o oh, Doamne, cât de important este Duhul Sfânt să ne ajute. De multe ori nu înțelegem. Noi ne bazăm poate numai pe darurile Duhului Sfânt, cu toate că sunt foarte importante cel mai mult care te ajută în rugăciune și mulți nu au experimentat, mulți nu cred lucrul acesta spre dezavantajul lor, este darul vorbirii în alte limbi. Mulți nu cunosc despre acest subiect. A fost cel mai ignorat, cel mai controversat. Și este chiar și, și este, prezent. este cel mai controversat. De ce? Este o taină. Este o taină a rugăciunii. Este o lucrare atât de puternică de aceea, deavolul pe orice cale vrea să atace punctele care sunt cele mai importante. Știind că dacă un om a ajuns să fie un umplut de Duhul Sfânt și să primească acest dar, el, Biblia, spune acolo că noi vorbim taine cu Dumnezeu. Noi ne rugăm, Duhul Sfânt mișlocește prin noi, pentru noi, cu suspine negrăite, că noi nu știm. Și Duhul Sfânt știe exact ce se roagă Domnul Isus. Știe exact voia Tatălui. Deavolul știe lucrul acesta. Și el pierde foarte mult. Dacă creștinul ajunge la o așa relație cu Duhul Sfânt, nu numai cu el, că e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt este cel care e aici pe pământ cu noi, care ne învață, ne sfătuiește, ne ghidează. Și atunci rugăciunile noastră ar fi total diferite. Cineva spune, este arma secretă a creștinului în rugăciune. Atunci tu spui taine. Tu atunci rugându-te poate mijlocești pentru o persoană, o națiune, ceva care este în prag de moarte, de sinucidere, de distrugere. Te-ai poziționat în dreptul cerului și atunci Duhul Sfânt începe să mijlocească pentru tine, prin tine, după voia lui Dumnezeu și salvezi un suflet. Deci sunt atâtea taine, de ce limităm pe Dumnezeu că numai la general, numai rugăciunile acestea gălăgioase sau numai rugăciuni de obișnuință? Hai să intrăm mai în profunzime cât de important este Duhul Sfânt. Domnul mi-a dat anul acesta să scriu un carte despre aceasta care de 20 de ani, de când m-am botezat Domnul cu Duhul Sfânt, nu am vorbit. Știind această controversă, de data aceasta n-am ce să pierd. Domnul a spus, trebuie să vorbești despre lucrarea Duhului Sfânt, despre acest dar, cât de important este. Dacă vrei să mergi la alt nivel, dacă nu, mergi în cer. Nu zice nimeni că nu mergi în cer, dar te târăși pe cale. Când Domnul ți-a dat, și am zis eu așa în mare, nu bodyguard, că e mică comparația. Dar hai să, după mintea noastră, sau un computer care este desăvârșit, știe tot, poate tot, ca un GPS care este supranatural. Și noi nu-l folosim. Deci ne-a dat ca ajutor. E Dumnezeu însuși. Însuși, însuși Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt, pe, pentru nivelul nostru. Și de atâtea ori, în orice decizie, în orice pas care facem, avem pe Duhul Sfânt. Vorbește cu El. Onorează-L că este Dumnezeu. El foarte ușor se întristează. Trebuie să-l cunoaștem, să avem prietenie, relație, stare de vorbă cu el. Așa de frumoasă este viața că am început să spun mult. de ce te roja Duhul Sfânt că Domnul ne-a învățat să te roja Tatăl nostru? Da, dar atunci Duhul Sfânt că nu fusese dat. Și ei trei sunt una. Să se supere tata că n-am zis tată și am zis Duhul Sfânt de când El este Duhul Sfânt. E foarte greu de înțeles. Pentru ce zic Duhul Sfânt, ajută-mă. Duhul Sfânt, asta unde? Ajută-mă! Deci, o conversație cu El tot timpul, chiar dacă ajungem să fim, poate, la un nivel de inteligență, de știință, de cunoaștere și parcă nu mai avem nevoie de El. Nu. Și atunci, comunică cu El, vorbește cu El. El te îndeamnă ce să cer, El te îndeamnă cum să te duci, El te ajută cum să te rogi și cum să-L pe Dumnezeu. Și am zis, Doamne, cât de frumos! Și atunci, Domnul, îmi dă un exemplu mă duce la versetul de la uh, Luca și ne spune despre cernere, că satan a cerut ca să cearnă ucenicii și de aici vine o revelație ca și la Iov, diavolul nu poate să facă orice, îi cere voie tatălui dacă e cazul să ne testeze, să ne încerce că poate a găsit vreo ușă deschisă, Petrul avea el mai multe uși deschise și nu era conștient de ele și ce spune Domnul Iisus? Petre, dar specific la Petru, satana a cernut pe tot să vă cearnă. Dar eu m-am rugat pentru credința ta. Și vedem că cu toată rugăcirea Domnului Iisus, Petru tot a căzut. Ce învățăm de aici? Vedem că totuși s-a întors și a devenit un om foarte puternic. Când s-a întâlnit cu Domnul Iisus și i-a zis, măi Petre, mă, ți-am zis o ții că o să caz. Ce, -ai, cum ai putut tu mă să te de mine? N-am făcut mă minun cu tine, după mintea noastră. Dar mintea dumnezească, mintea dragostei, ce spune? Petre, mă iubești. Nici măcar n-a amintit greșeala lui. Domnul Iisus s-a rugat să nu se piardă credința și apoi Domnul spune, roagă-te. Deci Domnul a început să mă învețe, să mă rog după cum se roagă el. roagă pentru toți care trec prin încercare. Să nu se piardă credința. Ce facem noi? Vedeți, cineva prin încercare. E, cine știe ce a greșit? așa i trebuie. La pedepsi Dumnezeu, la să învețe lecțiile. Asta este mintea coruptă, păcătoasă a creștinului. Nu mai vorbim de alții. Când Domnul Isus m-am rugat pentru credința ta să nu se piardă. Pentru că e foarte greu când ești încercare, chiar dacă e din cauza ta sau păcatului tău. Ai nevoie de suport. Noi trebuie să fim chemați să ne rugăm unii pentru alții, să ne rugăm unitate, să simțim unii pentru alții. Și acum când citesc Biblia, parcă fiecare cuvânt și urmăresc ce s-a rugat Domnul Isus, cum s-a rugat El, ce ne-a învățat El, plus că astăzi primim prin Duhul Sfânt ce trebuie să ne rugăm. Dar stai suficient timp de mult în cuvânt, că dintr-o dată sare un verset și simți, roagă-te cu asta. Cum să te rogi pentru fi risipitor? De exemplu, că mulți îmi spun, au fi risipitori, au plecat de acasă, sunt în lume, în păcat, soț, soție, mamă, tată. Avem versete în Biblie. Atâtea versete am scris acolo în carte, Cum să te rogi pentru cei pierduți? Cu versete din Biblie. Și din momentul acela, când tu începi să studiezi lucrul acesta, simți, parcă auzi, când Duhul Sfânt te ghidează exact la acel verset să te rogi. Roagă-te cu credință, e cuvântul lui Dumnezeu. Și în același timp, Duhul Sfânt îți mai dă să simți durerea celui păcătos, durerea mamei care se chinuie cu nu știu câți copii, durerea celui care e în prag de moarte, simți și atunci rugăciunea ta devine fierbinte. Pentru că e, ai ca ajutor unitatea Duhului Sfânt și ne spune de atâtea ori în Biblie, inclusiv și la Iuda, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Cum înțelegem lucrul acesta? E nevoie de umplere, de călăuză și chiar prin vorbirea limbii. Pavel spunea că el se roagă în limbi mai, mai mult, mult decât... decât orice. Da. da. Deci, cât, cât să ne rugăm în limbi? Cât, cum să manifestăm vorbirea în limbi? Am auzit frați care se rugau 5 ore pe zi. David Ionghicio, care a, a avut biserica și cea mai mare din Corea de Sud, peste un milion. El spunea, fiecare zi se ruga 5 ore. Apoi primea revelații. Unde să se ducă? Ce trebuie să facă? Strategii tactici de evangelizare, de luptă spirituală, cum să um, crească și alte biserii și alte sateliți și a ajuns să fie cea mai puternică. Am auzit mărturii și am scris și eu în cartea mea multe mărturii care, prin vorbirea limbi, ce mi-a arătat Domnul. Deci este într-adevăr o armă secretă, te conectezi cu cerul. Mulți spune că la Rusalii a fost limbi înțeleasă, aia a fost una. Dar Pavel tot spune, acolo la Corinteni, 14, când tu te rogi, tu te zidești pe tine și tu spui taine, nimeni nu le înțelege. Nu încerca să traduci, să translatezi, nu înțelegi. Și e vorba mai mult tu singur cu Domnul, nu neapărat în public. Cu cât dezvolți acest dar, vei ajunge să înțelegi, să ți se deschide cerul. La mine primate când Domnul mi-a dat acest dar și am început să mă rog să zic, Doamne, de ce mi-ai dat? Eu nu știu de ce mi-ai dat simțisem puterea lui, revelația lui, auzeam vocea Domnului din când în când. Deci a, a niște experiențe foarte puternice cu Dumnezeu. Când mi-a dat acest dar, în zice, mi l-ai dat și Domnul spune, începe să te rogi în alte limbi. Am început să mă rog mult, mult, mult și acum ce roagă te în românește. Când am început să mă rog în românește, mă rugam rugăciuni care niciodată nu le-am auzit și niciodată eu nu m-am rugat. Oh, am zis, acum înțeleg, mă rugam după voia lui ce vroia el precum în cer, așa și pe pământ. Deci, este Acesta una... Acesta este secretul? Una dintre ei, da. Că ne rugăm și voi al Dumnezeu când tu te rogi în genunchi și primești... Bazat cumva, pe cuvânt. Sau bazat pe cuvânt. Dar când tu ești într-o rugăciune profundă și știi că nu ești tu, e Duhul Sfânt care a venit peste tine și atunci, în momentul acela tu te rogi în alte limbi, tu te rogi după voia lui Dumnezeu, te zidești, te între, spui taine, cum spune cuvântul, secrete și vine ima versetul, cheamă-mă și îți voi răspunde, Ieremia 33 cu 3, și îți voi arăta lucruri tainice, secrete, mistere, care nu le cunoști. Îl chemăm pe Domnul stăm în prezența lui și el ne descoperă, dar avem nevoie de o minte duhovnicească să înțelegem lucrările duhovnicești. Avem nevoie de o vorbire duhovnicească să putem pricepe vorba lui Dumnezeu. Avem nevoie de o umblare duhovnicească ca să potrivim, să pricepem, să înțelegem lucrarea duhovnicească. Și am înțeles mai mult ca oricând și, și pentru mine parcă e un început la un alt nivel a lucrării Duhului Sfânt lăsate pe pământ, a manifestării Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este cheia, răspunsul, puterea, persoana lăsată pe pământ pentru noi ca să creștem spiritual. Atât de puțin se vorbește și se cunoaște despre Duhul Sfânt. Și am zis, Doamne, am nevoie de multă experiență. Știu că următoarea carte va fi în profuzime despre Duhul Sfânt și abia aștept ca Domnul să ne mai multă lumină, mai multă experiență, mai multă revelație care să ajute mai departe pe ceilalți. Tot Pavel spunea, mă rog și cu mintea, mă rog și cu Duhul. Da. Cum explici? Exact cum am spus puțin mai devreme, deci mă rog cu mintea, mă rog cu Duhul, spune prima dată acolo, mă rog în Duhul și apoi te rogi cu mintea, adică înțeles. Când mă rog, mă rog, mă rog, în alte limbi, poate să mă rog și o oră, dacă este, nu și ce spui, simt, uneori primesc. Primesc un cuvânt, primesc o revelație, primesc pentru cine mișlocesc atunci, Duhul Sfânt mișlocește prin mine și apoi încep să te rogi pe românește, în engleză, fiecare pe limba lui. Deci este cumva, cum am spus, este o revelație care mi-a dat-o Domnul și e nevoie ca cineva de pe pământ să o vocalizeze, să spui, să declari, să poruncești, să chem în ființă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Deci aceasta este armonia totodată, nu numai că tu te zidești, te întărești în relația cu Dumnezeu, spui taine, dar te rogi în Duhul și apoi te rogi și pe limba ta ca să chem în ființă, ca să declar ceea ce Dumnezeu ți-a spus. Și atunci, prin Duhul Sfânt, este extraordinară. Vă spun, pentru mine, zic, Doamne, de abia aștept de multe ori un singur cuvânt. Am auzit un nume de țară, un nume de persoană. Asta, pentru asta trebuie să te rogi. Și am început să mă rog mult în, în direcția aceasta. Și atunci știu, 100%, ceva, chiar dacă n-am primit, s-a întâmplat. Am, am rugat, după voia lui Dumnezeu, ajutată de Duhul Sfânt, că altfel n-aș fi știut, n-aș fi putut. Cum poate Biserica să cultive și să păstreze unitatea în Duhul? Revenim la același subiect, timpul petrecut cu Dumnezeu, intră în cămăruță. Personal. Personal, în primul rând. Dacă omul, creștinul, nu are o viață personală de rugăciune, nu va avea nici în public și nici la biserică. Pentru că acolo mă dezvolt eu personal cu Domnul. Și de acolo primesc, de acolo mă încarc și apoi când vin în grupul de rugăciune în biserică, sunt plină de pasiune, plină de foc, plină de revelație. Ce mi-a dat Domnul? Tu la fel, celălalt la fel. Gândiți-vă ca și cum s-a niște focuri. Focul de la mine, cu focul tău, cu focul celorlalți, când ne unim împreună, se face un foc mare. Prezența Domnului coboară și vom primi revelații ca să știm cum să ne rugăm. Un alt exemplu, eram la biserică și pastorul a simțit din partea Domnului să avem un program extra vineri seară, fără nicio agenda, doar închinare și rugăciune, după cum vrea Duhul. Vrei, nu vrei, duminica nu neapărat este agenda Domnului. De multe ori e agenda omului. Program, cântăm, ne rugăm, unul cântă, unul se roagă, unul spune poezie, programe frumoase. Dar e 100% că asta a fost voia Domnului, asta este în inima lui Dumnezeu. Și de aceea e mai greu duminica. Și am început să cântăm în închinare o oră jumate. Pentru că e nevoie de un timp că ce Domnul, eu cobor în mijlocul laudelor. Cu cât îl lăudăm, ca și cum se deselenește ogorul minții al inimii în atmosfera aceasta și atunci suntem mult mai receptibili la ceea ce Duhul Sfânt ne spune ca noi să ne rugăm. N-am venit cu nicio agendă, cu toate că poate aveam o listă de 20 de motive pentru rugăciune. Ce vrei tu, Doamne, să ne rugăm? În armonia aceasta a închinării, dar închinare, nu orice fel de cântare, care e doar despre el, doar pentru el, doar tu ești sfânt, dar tu ești măreș și puternic. Am început să primim. Depinde câteva persoane care sunt mature și se cunosc în biserică și păstorul le dă întâietate, care încredere în relație care are cu Dumnezeu. Domnul a zis, vrea o proștere totală, că încă poate mai sunt păcate, gânduri, să ne pocăim. Ne-am pus cu toții cu genui, cu fața la pământ să ne pocăim de orice ne descoperea Domnul, de orice știam sau nu știam. Și apoi am continuat mai departe. Am continuat din nou să lăudăm pe Dumnezeu. Apoi Domnul ne-a mai dat un alt motiv de rugăciune. Apoi iar l-am lăudat pe Dumnezeu. Primeam de la El pentru cine să ne rugăm. În unitate. Persoana ne-a chemat pe toți să fim în, în față, ne, ne, unul lângă altul, ne țineam de mâini, cu toții să ne rugăm pentru același subiect. Chiar dacă ne rugăm pe rând sau totodată, roagă-te pentru același subiect până se ridică povara. Ce important este rugăciunea în armonie cu Duhul Sfânt și apoi rugăciunea în unitate unii cu ceilalți. Manifestarea vorbirii în limbi este condiționată de un cadru bisericesc, să spun așa? Biblia spune că când ești în biserică, dacă nu există cineva să tălmăcească pentru alții va fi o principie de potignire că nu înțeleg așa spunea la început. Acum sunt biserici pentecostale care poate toți vorbesc în alte limbi și se roagă toți odată și nici nu se înțelege ce se spune. Eu nu cred că ar fi greșit lucru acesta. Dacă sunt și nepocăiți, se potignesc, nu știu, dacă nu îi se explică. De aceea, de când este un grup mai restrâns, care este ne-am adunat, pentru rugăciune și la rugăciune, cum a fost în cazul nostru, au fost numai oamenii maturi, oamenii creștini și când am început să ne rugăm și în engleză și pe românește și în alte limbi, Dumnezeu ne-a descoperit. Dar trebuie într-adevăr înțelepciune în toate lucrurile acestea, când e vorba de vorbe nici nișmanez, dacă mulți nu cred lucrul acesta, va fi greu, cum spunea și acolo cuvântul, dar dacă ești singur, să ești doar două, trei persoane sau într-un grup în care toți cred lucrul ăsta și toți se roagă, va fi foarte, foarte puternic pentru că vei primi mai multă revelație, mai multă claritate, pentru că suntem în unitate și cerem un lucru oarecare Dumnezeu ne va da. Mergem mai departe la rugăciunea în unitate, care e legată de rugăciunea în Duhul. Da, este așa o frumusețe. La fel, studiind cuvântul, Domnul mi-a dat versetul ăsta de la Matei 18, versetul 19-20 în care spune, când doi, Domnul Iisus spune, eu cred tot ce spune Biblia, dar când Domnul Iisus vorbește, deja trebuie să ai mai multă lumină și reverență, că e însuși Dumnezeu. Deci acolo nu e nici pic de îndoială, toate că multe sunt greu de priceput chiar. Când doi se unesc să ceară un lucru oarecare, nu zice credință, putere, învierea morților, un lucru oarecare. Tatăl meu din cer le va da, și apoi imediat spune, dacă doi sau trei sunt adunați, sunt și eu în mijlocul lor. Ok, și eu încep să meditez în revelația care mi-a dat Domnul. Și parcă a prins viață, lumină. Ce nu știam eu versetul ăsta? De ani de zile tot citesc, dar nu mi-a făcut niciodată click, cu alte cuvinte, revelație să primești. Și zic, Doamne, pe asta este comoară. Dacă doi, nu spune patru, nu spune două mii, se unesc se învoiesc să ceară un lucru, oarecare, Tatăl le va da. Nu cumva am zis aceasta ar fi o cauză pentru care noi nu primim răspuns la rugăciuni, mai ales când ne rugăm toți în biserică. care e cauza? Una dintre ele poate să fie nu există unitate. M-am dus să caut. Cuvântul în acord este luat din greacă la cuvântul harmony, adică armonia dintre instrumente. Avem chitara, avem vioara, avem pianul, avem tobele, avem de tot. Dacă fiecare cântă pe limba ei, e doar zgomot, zângăneală. Dar dacă au o piesă și fiecare se armonizează instrumentul, nota să cânte aceeași cântare, așa de frumos este, atâta, atâta așa mare orchestră poate să fie de atâtea instrumente, cântă o singură cântare, o singură melodie este extraordinar, ceva sub, la superlativ. Același lucru noi, suntem total diferiți, dar avem o cauză care toți trebuie să cântăm, să ne rugăm aceeași cauză, într-o armonie totală, că dacă te întreb, hai să ne rugăm cu toții pentru sora care are cancer și în gradul 4, credeți că Domnul vindică? Da! Când timp ce te rogi, vine îndoiala. Cine știe de unde? Eu nu mai cred în minuni. Cine știe ce-o fi păcătuit sora de bolnavă? Și deja, chitara ta, să dăm un exemplu, zdrângă zanga, 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 dar a distrus toată melodia. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă? De ce nu suntem în unitate? Suntem diferiți, suntem pocăiți, ne rugăm pentru o cauză. Și asta am înțeles la Domnul. În inima noastră avem foarte multe conflicte avem foarte multe stări firești. Îndoială, necredință, frustrare, dezamăgire, dacă eu am fost dezamăgită că Domnul nu mi-a răspuns, nu mai cred nici la altul, invidie, gelozie, răutate. Din nou ajungem la faptele firii pământești. Dacă noi n-am fost eliberate și nu ne am pus la cruce, nu am cum să fiu în unitate cu tine. Chiar dacă aparent spunem, da, credem, da, ne rugăm. Sau o rugăciune după buze. Ai milă, Doamne, și de, ai milă, și de copilul la sora. Și asta am înțeles atunci. Zic, Doamne, există conflicte între noi înșine, cu noi, conflicte unii cu alții, invidie, gelozie, frustrare, vorbire de lău și ne rugăm împreună, dar e zanga-zanga, sunt doar zgomote, nu există armonie. Apoi mai există o problemă, conflictul între noi personal și Dumnezeu. Nu credem că Dumnezeu mai face minuni. Dacă mie nu mi-a răspuns, automat eu m-am distanțat și între mine și Dumnezeu este un dezacord. Nu mai sunt în acord cu El, în unitate, în armonie cu El. Să cred că El și astăzi vindecă, și astăzi restaurează, și îți de grijă. Și experiența mea negativă mă oprește pe mine să, opre, să primesc răspunsul la Dumnezeu. Deci ce e de făcut? Din nou venim în cămăruță, eu personal cu Domnul, să-mi văd toată starea mea, pocăință, prelucrare, cercetare, apoi să nu am nimic cu niciun frate și să iubesc pe toți așa cum iubește Isus. Cu cel care mă rog, în primul rând, și apoi pentru cine mă rog. Și, bineînțeles, și conectarea mea cu Dumnezeu. Să nu am conflicte, dezacorduri, că nu mai cred. Când mie nu mi-a răspuns Dumnezeu la rugăciunea mea, când eu m-am rugat, cu post, cu rugăciune, am făcut tot și Dumnezeu mi-a răspuns. Cazi în dezamăgire. Dezamăgirea este la maxim astăzi în biserici. Pentru că sunt atâtea rugăciuni fără răspuns. Unele care, dacă a murit cineva, nu mai ce să faci. Dar încă, ce mă rog pentru soțul meu de 20 de ani, tot nu ai pocuită, nici mai mă rog. Mă rog pentru copilul meu de atâția ani, tot bolnav este, m-am dezamăgit. Mă rog de atâția ani să mă căsătoresc și nimic. Și oamenii, femeile, nu mai au curaj să se roage. Sunt în dezacord cu Dumnezeu. Nu mai cred cuvântul lui. Și ce mi-a spus Domnul? Zic, Doamne, ce-i de făcut cu situațiile acestea? Și ceea ce am primit eu de la Domnul a fost lucrul acesta. Experiențele voastre negative. Nu mă descalifică pe mine și cuvântul meu să fie da și Nu vă ghidați după experiențele voastre negative. E, acolo există o taină. De ce Domnul n-a răspuns, n-a -a răspuns încă? Acolo sunt niște lucruri care le vom afla sau nu le vom afla decât în ceruri. Aceasta, să nu lăsăm să mă distanțez de Dumnezeu, să fim în dezacord cu El. Că vom fi mai mult chinuiți și dezamăgiți. Că nu vom putea primi. Dumnezeu vrea canalul acesta dintre cer și pământ să fie total curat, fără îndoială, fără dezamăgire, fără tot felul de păreri în care El poate să lucreze. Asta este legea Lui, credința absolută în cuvântul Lui. Și am zis, Doamne, ce frumos ar fi când doi sau trei, tu ești acolo și mă duce Domnul la ceea ce mi-a spus. Să ne rugăm cum se roagă El. El ne inspiră prin Duhul Sfânt. El este întotdeauna unde sunt doi sau trei. Ca să pună cu alte cuvinte pe cetea, Să încurajeze, să se roage împreună cu noi pentru acele cauze. Dar e nevoie de armonie. E nevoie de unitate. Și apoi, oh, zic, acum înțeleg eu mai mult ca oricând. De ce diavolul atacă familia împreună și apoi biserica? Că dacă în familie ar trebui să fie cea mai sacră, intervine o problemă. N-ai curaj să o spui la nimeni. Că e păcat, că e copilul, că ești tu, că e soțul. Atacă individul da. dar și implicit cei de lângă el, familia. Da, dar familia, soțul și soția, ar trebui să fie în cea mai mare armonie. Pentru că pe, a, pe amândoi îi doare problema, păcatul, familiei, că-i financiar, că-i păcat, că-i copilul, că-i mama, că-i tata și diavolul pe orice cale vrea să distrugă familia, că el știe că dacă s-au unit ei amândoi, Domnul Dumnezeu răspunde. Și de aceea sunt atâtea conflicte între soț și soție. Cum să mai fi una în rugăciune? ce de făcut? Trebuie să ajungem amândoi la aceeași concluzie. În primul rând, avem nevoie să fim în unitate, că avem nevoie de ajutor. Că e o consiliere, că e o mărturisire, că e împăcare, că trebuie să postim, că trebuie să facem ceva cu situația noastră separată, a inimii, a gândurilor, a familiei, că atunci când ne unim în rugăciune, Dumnezeu promite și eu merg și mă bazez pe promisiunea Domnului că El va răspunde, Tatăl meu va răspunde la cei care sunt în armonie, în unitate. Matematica lui Dumnezeu nu e matematica exact, noastră. exact dacă unul pune pe fugă 1000, 2 pun 10.000. Și am zis, dacă doi în unitate, asta este condiția și secretul, cerul, un lucru are care le va fi, dat. dacă când se roagă 20, dacă când se roagă 200, dacă când se roagă 2000, dacă când se roagă 2 milioane, cerul ar coborâ pe pământ. Din nou venim. De ce? Viața noastră e seacă, e rece, e religioasă. Nu avem conectarea aceea cu Duhul Sfânt, nu avem intimitatea aia cu Tatăl să cunoaștem mai mult, nu avem dragoste unii pentru ceilalți. Și deavolul bate din palme și se bucură, creștin de formă. Mergeți la biserică, cântați, rugați-vă, dar voi nu distrugeți împărăția în voi nu deschideți cerul ca să coboare binecuvântările, proviziile și tot ce are Dumnezeu în plan. Pentru că El ne a spus, cere și ți se va da. Caută și vei ve găsi. Și mă duce Domnul la acolo la Genesa, ca să înțelegem puterea unității, la turnul Babel. Pentru mine încă, încă îmi pun această întrebare. Le-a spus domnii și stăpânii pământul. Ei nu. Ne facem un nume, facem un turn mare și stăm aici toți, contra planului Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, haideți să coborâm la ei. Haideți cine? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că tot ce și-au propus, tot ce s-au gândit, se va împlini că sunt una în gând, în simțire, o singură limbă, tot ce și-au pus în gând se va împlini. De aceea trebuie să le distrugem. Doamne! Deci dacă noi ne-am gândit ce putere are unitatea și oamenii de știință au studiat frecvențele și multe alte lucruri când sunt în unitate, așa mare putere se întâmplă în lumea spirituală. Și apoi mă duce Domnul la Ioan 17, când ultima rugăciune a Domnului Iisus, lăsând cele de pe cruce, Tată, vreau ca ei să fie una după cum noi suntem una noi în ei, ei în noi Doamne, de ce Domnul Iisus a știut lupta cea mare care este împotriva unității și a știut ce putere este unitate? Și am zis Doamne, trezește-ne și din nou Domnul roagă-te pentru asta din nou El te învață ce să te rogi ce este foarte necesar Doamne ne rugăm, mă rog pentru unitatea care să fie între mine și tine Unitatea în familie, unitatea în biserică, dizolvă toate conflictele care sunt. De ce? Că atunci când ne ridicăm și ne rugăm, cerul se despică, resursele vin pe pământ și puterile întunericului sunt depărtate. Cât ne trebuie să ajungem la aceste revelații? Nu vrem cu adevărat cerul pe pământ. Că Dumnezeu ce deschide cerul noi, prin rugăciune deschide în cerul care resursele, binecuvântările, vindecarea și tot ce avem nevoie, Tatăl de-abia așteaptă să ne dea. Dar noi blocăm. Nu există unitate, nu există credință, nu este unitate cu Duhul Sfânt să ne învețe cum să ne rugăm în unitate sau că ne unim în biserică. Și am mai spus de multe ori, mai avem 20 de motive. Hai duminica aceasta, ne rugăm toți o oră pentru aceeași problemă. La cer nu se duce doar o rugăciune, se duc 500, se duc 50. Dar dacă fiecare ne rugăm, ok, sunt 10 motive. Și chiar spunea o soră, dar eu am păcătuit, de ce? Păi am zis eu, Doamne, ai mire de soră, ai mire de frate, dar n-am simțit nimic. M-a rugat așa la grămadă cu toți. Nu știu cât de mult a ajuns rugăciune, poate până în tavan. Când toți mișlocim și simțim povara, că de aici e mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Va aduce vindecare. Când rugăciunea de mișlocire, asta mai înseamnă și unitate, simt, prin puterea Duhului Sfânt, mă pun în locul tău. Și când mă rog, mă rog ca pentru copilul meu, ca pentru mama mea, ca pentru mine însumi. Rugăciunea aceea va fi plină de viață, de putere. Mare putere are înaintea Domnului. Rugăciunea cu lacrimi, la fel, când încep să mișlocești pentru alții, Doamne, ai milă de ea, acum. Nu? Astea, astea le putem nominaliza ca fiind rugăciuni așa cumva învățate? Am văzut și în viața mea când cu adevărat am stat mai multe rugăciune, când cu adevărat credința, onorându-l pe Dumnezeu, lăudându-l pe Dumnezeu, credința s-a dus la un alt nivel. Și în momentul când am intrat în mijlocire pentru alții, am simțit, am trăit puterea și m-am ridicat cu bucuria așteptării că, într-adevăr, Dumnezeu va răspunde. Și am văzut multe minuni și de vindecare și când a fost de partea financiară și când a fost, poate, anumite suflete să se pocăiască, care este cel mai greu, acolo trebuie multă luptă pentru că Dumnezeu nu forțează. Rugăciunile noastre ajută ca omul respectiv să ajungă singur la acea revelație. Da, am nevoie să mă bucuresc, am nevoie să mă întorc înapoi ca și fiul risipitor. Rugăciunile noastre ajută foarte mult la lucrul acesta. Că mulți spun întrebarea, de ce trebuie să mă rog? Nu e Dumnezeu puternic, Da. Nu poate Dumnezeu? Ba da. Nu vrea Dumnezeu? Ba da. Dar este limitat de ceea ce el a spus de la început. El singur s-a limitat. Da, el singur. Da, de ce? Pentru că el a zis, omule, împreună cu soția, cu familia, domnești și stăpânești pe planeta Pământ. Ți-am dat alegere liberă. Eu nu te forțez. Să asculți sau să n-asculți? Să te rogi sau să nu te rogi? Mergi la biserică, stai acasă. Te uiți pe Facebook? Să te, te asculți o predică sau cânți. Deci este o alegere și alegerile noastre va atrage puterea lui Dumnezeu sau puterea vrășmașului. Și în felul acesta viața noastră se schimbă foarte mult. Și de aceea spun, cu cât noi ne rugăm, omul respectiv, care Dumnezeu nu-l forțează, prin rugăciunea noastră, Duhul Sfânt, de ce cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea, Duhul Sfânt convinge, Duhul Sfânt cercetează, Duhul Sfânt prelucrează, Duhul Sfânt face totul. Noi colaborăm cu Duhul Sfânt. Cum să mă rog, Doamne, pentru copilul ăsta? Cum să mă rog, Doamne, pentru persoana aceea? Cum, Doamne, să mă rog pentru asta? Și Duhul Sfânt te învață. Și trăiești și simți și rugăciunea aceea e plină de lacrimi, da, de credință, de durere, de bucurie. Uneori, doar când și la pe Domnul. O bucurie absolută. Că zice la Marcu 11, 24, când cer ceva, să crezi că ai și primit și vei avea. Primată crezi, adică vizualizezi, crezi și ți imaginezi răspunsul, vindecarea, banii, restaurarea și tot ceea ce tu ceri. Și până vine, doar lau și când nu Dumnezeu, nu te ducea și ceri iară deja rugăciunea ta e pecetluită în momentul când tu chiar crezi din toată inima. Sunt multe alte motive de ce nu primim răspuns la rugăciune. Una e necredința și îndoiala. Sunt multe, da, de am zis în carte citiți foarte, foarte multe lucruri despre capitolul rugăciune. Nu e în totalitate că ar trebui să scriu nu știu câte cărți, dar măcar punctele principale. Da, uite, eu aș vrea să rămânem pe partea pozitivă, să spun așa, a lucrurilor. Nu să mă uit la uh, negație, da. ci să mă uit, exact cum ai mai exemplificat tu și acum și în alte dăți, atunci când aleg să mă uit la splendoarea lui Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu, ea e cea care mă îndeamnă, atât la pocăință, atât la cunoaștere, atât la a empatiza cu ceilalți. Dacă aleg să mă uit în felul acesta, în schimb, dacă aleg să mă uit mai mult la acele situații în care poate l-am identificat atât pe diavol, cât și firea pământească, că s-a manifestat, nu sunt la fel de uh, umplută sau nu ajung să fiu atât de statornică pe cale. Aici nu neapărat mă refer la mine personal, da, dar da, probabil da, e cel mai da. bine să o pun în felul acesta și da. pentru cei care ne urmăresc. Da. Situația se schimbă atunci când aleg să mă uit în ochii lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Da, este Atunci foarte... când aleg să mă uit la inima lui, inima mea se schimbă dintr-o inimă de piatră, devine o inimă de carne. Și atunci, ca să revin mai aproape, da? Să fiu aici în contextul în care uh, tu ai vorbit despre rugăciunea în unitate, despre rugăciunea în Duhul. Dacă noi, ca și credincioși, am vedea ce favoare, de fapt, ne-a făcut cerul în a putea sta în această unitate, în a-L descoperi pe Duhul Sfânt, la modul în care El dorește să se lase revelat, lucrurile nu s-ar schimba pentru noi? O, oh, da. Asta e cheia. Dar cu tristețe spunem toată lumea, așa, să vorbim de nația noastră românească, suntem foarte negativiști în toate. Vedem mai mult răul îi dăm credit mai mult deavul decât lui Dumnezeu? Și exact cum ai spus, depinde unde te uiți. La cine te uiți? La cine meditezi? La cine cugeți? Mereu spun acest verset, atât de viu e pentru mine, Psalmul 35 cu, 34 cu 5, când mi întorc privirile spre el, mă luminez de bucurie și nu mi se umple fața de rușine. Asta înseamnă că până atunci eu am privit la durere, la probleme, la oameni, la deavul. Am fost prăbușită. Dacă când aleg să-mi Torc cu privirea spre el, te luminezi de bucurie. Aceasta este disciplina care Domnul ne -o vrea. Pentru binele nostru. Până când tot discutăm mai lucruri negative, până când dezbatem și chiar, de exemplu, ți-e frică. Nu te lupta cu frica. Vino la Domnul, vezi ce spune Domnul. Și îl spune, eu nu ți-am dat un duh demon de frică, ți-am dat putere. Deci tu ai putere peste frică dragoste, că Dumnezeu te iubește, El este cu tine și nu o să-ți mai fie frică niciodată când realizezi că Dumnezeu te iubește și să lângă tine și chimzuință, adică înțelepciune. Deci vin cu armele luminii, nu încerc în puterea mea, răspunde omului după cu ce zice el, zic și eu, ce face el, fac și eu, bine cu mașina în fața ta. După da, da. Și în momentul când noi alegem să fim duhovnicești, relație cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, deja viața lui intră în noi. Și pot să spun, am ajuns așa la o, o, o situație, la o stare încât nu mai îmi place, nu mai mă simt bine când aud discutând orice fel de discuții, discuții negative de unul de altul, chiar dacă sunt reale. Deci ceva parcă mă pătează. Nu mai îmi place. Îmi place, cum spune Filipe în Patrugop, tot ce e bun, sfânt, curat, desăvârșit, orice fapt. acelea să ne însuflețească, în traducerea originală este la aceasta să ne vă gândiți, la aceasta să vă cugetați, să meditați. De aceea este o strigare, este o chemare. Fă-ți partea, caută fața Domnului, petrece timp cu Domnul, lasă lucruri negative pentru că astea vor fi totdeauna. Dar cu cât urci mai sus, nu vor mai avea puterea asupra ta. Și mai este un lucru, Domnul, multe lucruri rele, situații dificile, nu ne lea din cale cu cât te ruga, nu ți le ia. De ce? El are un plan. Să înveți niște lucruri, să treci examenul, să te promoveze sau îți dă puterea să treci biruitor prin ele. Că dacă ți le-a luat, tot, tot la același nivel ești. Este încă imaturitate. Unele ni le ia, domnul, dar altele nu. Și noi atunci cădem în dezamăgire. Până când, că nu mă ascultă Domnul, tot la mine privești și tot la diavolul. Nu, atunci e momentul, urcăte mai sus pe munte, vino mai sus în prezența Domnului. În rugăciune, Doamne, ce vrei să mă înveți? Care este lecția, Doamne? Dăm tărie. Domnul zice, începe, ia cuvântul, declară cuvântul meu, ia sabia cu două tăișuri, începe să mulțumești, laudă-mă, nu mai vorbi de aia. Și inima, mintea ta se concentrează numai la lucrurile spirituale. Că de aceea avem lăsată Biblia, sabia cu două tăișuri, care noi să o vorbim, să o declarăm, să ne rugăm cu ea, privind la Domnul. Și atunci te luminezi de bucurie. Nu mai are loc nici depresia, nici starea negativă, nici frica, nici o oh, atâta anxietate, îngrijorare. Vine peste noi. Domnul ce zice? Mă duc la Domnul. Domnule, tu ce zici? Eu nu văd nicio soluție. Domnul ce? Aruncați asupra mea toate îngrijorările și eu însumi voi îngriji. Și ce ne dă în schimb? Pacea lui care întrece orice pricepere. Atacul numărul unu al deavolului ăsta care îl văd și oriunde merg la nivelul minții. Frică, îngrijorare, condamnare, depresie, nu știu, nu pot, mă atacă, și de ce? Este lipsa luminii, a adevărului, a cuvântului în tine. Repetă, revelează, citește cu voce tare, roagă-te cu versete din Biblie. Am scris în această în carte, foarte cum să te rogi? pune numele tău în versetele respective. Pune numele copilului tău, acelui pentru care te rogi. Și crezi că ești cuvântul lui și în urma credinței cuvântului, credința ta se ridică la un alt nivel. Deci, vedeți, prea mult vorbim de rele, cum ai zis, lucruri negative, nu mai lucrurile astea le discutăm în lumea atmosferică. Moartea și viața stau în puterea limbii. O țară e binecuvântată sau e ruinată, depinde ce vorbim. O familie este ruinată sau binecuvântată, depinde ce vorbim. Inclusiv Chiar dacă... viitorul copiilor noștri. Inclusiv. O, oh, da, asta e foarte, foarte. Asta e alt subiect, mult mai profund. Ce aude copilul în familie, ceea ce îi spui, bine sau rău, va crește cu el. La vârsta aceasta am primit mesaj la persoane 30 de ani, 40 de ani, 60 de ani, care încă sunt dominați de cuvintele părinților. Nu ești în stare de nimic, nu o să ajungi niciodată nimic, ești urâtă, ești așa și nu se pot ridica. Că a devenit o întăritură și pentru că nu a și nu a știut cum să o scoată afară, să vii să spui ce? Psalmul 139. Sunt o făptură așa de minunată. repetă -ți, am chiar am fost la o tabără de tineret și le-am spus, repetă în fiecare zi. Indiferent că ești urâtă, slabă, grasă, cum ești, sunt o faptură atât de minunată. Dumnezeu face numai lucruri minunate. Nu, mai au, nu te compara. Când te compari cu alții, atunci te vezi mai urâtă. Nu. Uite-te la Domnul. Cine ai devenit de Hristos? Fiu și fică de Dumnezeu. Zici că nu poți, ba da, du-te la cuvânt, pot tot un Hristos care mă tărește. Deci învățăm să ne rugăm și să contraatacăm puterile gândurilor negative care vine de la deavolul, vin de la alții sau chiar de la părinții noștri cu cuvântul, cu adevărul. Adevărul te face liber. Dar vezi, trebuie să fim învățați lucrurile acestea. Trebuie să insistăm și noi care învățăm și noi care ascultăm. Punem practică în fiecare zi ca și la școală să fiu un student silitor. Nu e doar te uiți tu puțin, ai închis cartea și ai plecat. Rămâi cu și repetem, e clar. Dacă perseverezi în fiecare zi, ajungi spre excelență. Așa cum este misiunea ta. Da, și titlul acesta a fost ales spre excelență, zic eu, tot dintr-o dintr-un timp alocat cu Dumnezeu și am încercat să aleg ce am considerat că este oarecum cel mai potrivit. Cu, bazat este. pe credință. Da. da. Menționând de credință, și se spune și este notat tot în Cuvântul lui Dumnezeu: Dacă veți avea o credință, cât un bob de muștar, veți spune acestui munte să se dea la o parte și se va da. Să se arunce în mare. Sau să se arunce în mare. Da. Uneori, așa cum ai spus și tu, trecem prin munte. E tot bazat pe credință, e tot acea credință. Așa să ne vorbești puțin despre credință în contextul rugăciunii. Da, da. Am menționat că versetul următor la Marcu 11, 24, înainte spune să aveți credință că tu bob de muștar. Bobul de muștar este atât de mic. Deci Domnul Iisus, care este Dumnezeu, știe legea credinței și nu-și cer o credință de aia, nu știu cât, să fie atât de mică și, și dacă crezi, când cer ceva să crezi că ai și primit în altă parte ce zice, ce zice se va face puterea cuvântului să crezi venim întâi. de ce nu avem credință? nu cunoaștem cuvântul credința vine în urma auzirii cuvântului de ce avem credință slabă sau mică, cum le-a zis la ucenici puțin credincioșor de ce v-ați îndoi când a venit furtuna aceea? pentru că nu-l cunoștea destul pe Domnul Isus, sau avem o credință slabă pentru că nu punem în practică ceea ce știm. Deci sunt mai multe feluri de credință. Credință mică, credință mare. Mare a fost credința ei. A zis, mai Zi numai un cuvânt și va fi de ajuns. Sau femeia fericeancă. Doamne, a insistat. Fetița mea muncită rău de un drag. Știu că tu poți. Știu că tu ești fiul Dumnezeu. Perseverența foarte mult contează. Ca la Luca 18, văduva ce a perseverat. Nu te las v-am dreptate și Dumnezeu a făcut dreptate. Și acolo Domnul Iisus spune în ultimul verset, când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Din nou revenim la capitolul credință. Credința este un credere neclintită, evrei 11 pe 1, o credință este un credere neclintită în ceea ce tu nu vezi în ceea ce nădăjduiești, deci vreau ceva, cred în vindecare, cred în restaurarea familiei, cred în provizile care vin la Domnul. Și aceasta înseamnă că tu cu ochii credinței le vezi, e puternică în credințare că voi primi nici pic de îndoială. Mergem iar la Iacov 1 cu 6, 7, 8, vorbește despre înțelepciune, dacă cer și te îndoiești, nici să nu te aștepți că primești ceva. Deci este o lege a credinței să nu lăsăm nici pic de îndoială. De deci ce vine îndoiala? din nou, nu cunoaștem tot adevărul. Aveți credința unui copil. Un copil, ce îi spui la crede? Nu cumva noi suntem bombardați cu atâtea stări, din nou ajungem negative, de aceea nu mai credem. Eu cred că suntem într-o vreme în care trebuie să avem credința unui copil, credința care se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu și chiar dacă mă bazez pe promisiuni, dacă eu nu am o relație cu cel care îmi dă răspunsul, revenim iar la tot la baza, relația cu tatăl, cu fiul, cu Duhul Sfânt. La acea golire a mea de orice conflicte orice stări negative, atunci când am zis ceva, cred și aștept să crezi că ai și primit și vei avea, nu știu când, dar eu cred că am primit vindecare, eu cred că am primit banii, eu cred că am primit rezolvarea și doar îl laud pe Dumnezeu. Astăzi lipsește adevărat mult credința. Asta e un alt punct din care cauză, pentru care cauză noi nu primim răspuns la rugăciuni, nu există credință. Și cineva spune, m-am rugat pentru mama, 100% am crezut, toți ne-am rugat că Domnul vindecă și n-a vindecat-o și a murit. Ok, când e vorba de moarte, poate să fie două lucruri. Credința pentru o durere de cap nu e necesită să fie mare, mai atâtic. Credința pentru un cancer necesită mult mai multă credință. Credința pentru cineva care e în prag de moarte, dacă e de la Domnul, ca să trăiască, e nevoie de un alt nivel de credință. Și tu zici că ai avut credință 100%, dar poate n-a fost 100% a care o cerea Domnul. Sau, dacă a fost scris în cartea vieții să moară, va muri cu toată credința ta. Eu asta, la concluzia asta, am, ajuns eu. Acum fiecare cu credințarea personală. Dar, am zis, cât timp avem viață, trebuie să ne ridicăm la un alt nivel de credință, încredere totală în Dumnezeu, dar să nu uităm să punem și facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Foarte așa, mult contează. Așa ar fi indicat să ne încheiem fiecare rugăciune da, da. indiferent de poate de ceea ce noi ne dorim în inima noastră, exact cum ai mai menționat. Mm -hmm. E important să acceptăm voia lui Dumnezeu. Da. Acum să o cunoaștem și să o acceptăm. Dacă el zice voia al Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită, De ce n-ar vrea Domnul uh, să ai bani? De ce n-ar vrea Domnul să ai vindecare? De ce n-ar vrea Domnul să fie pace în familie? Dumnezeu vrea lucrurile acestea. Dar poate noi cerem doar un miracol. Doamne, vindecă, să restaurează această situație și Dumnezeu poate. Dar, cum am spus puțin mai devreme, uneori trebuie să învățăm noi lecția, trebuie să-mi fac și o partea mea, că altfel voi rămâne la același nivel. Dumnezeu vrea să progresezi în credință, să progresezi în creștere și în maturitate spirituală, de a înțelege lucrurile cerului diferit, de a înțelege legea credinței diferită, de a înțelege unitatea diferit și nu poți doar miracolul care a venit doar așa e nevoie de o prelucrare și zici, oh, acum înțeleg de ce a trebuit să trec pe aici acum înțeleg de ce a fost nevoie de perioada asta de timp până am primit răspunsul uite câte perle a scos Domnul din suferința mea, uite câte lecții am învățat și deja sunt la un alt nivel am spus de multe ori la surori ok, roagă-te pentru mine, pentru asta, pentru asta zic eu mă rog, dar dacă Domnul răspunde e bazat pe credința mea și tu poate ai primit răspunsul respectiv, dar tu tot acolo vei fi dacă mai vine iar o încercare, tu iară n-ai credință, n-ai curaj și tot în dezamăgire ești. Așa că echipează-te, întărește-te, studiază-te, stai cu Domnul și când tu te-ai rugat, e biruința ta, nu este a mea. În, fel, în, felul acesta a fost biruința mea, nu a ta, dar trebuie să ne rugăm unii pentru alții. De eu le spun, eu vreau ca tu să te ridici la un alt nivel, nu mereu, fraților, rugați-vă pentru mine, trimiteți bilete, ungere, rugați-vă pentru mine. Dar tu tot acolo ești, dar tu când ai de gând să crești? Trebuie să ne ajutăm unii pe alții și vreau să te încurajezi să crești, dar plătește prețul. Stai mai mult timp cu Domnul Poș și rugăciune, citește mai mult, taie din bancare. taie din uh, ore de somn, taie din Facebook și alte lucruri care îți fură atenția, dragă Domn. Și ai să vezi cum începi să crești la un alt nivel. Vorbirea ta va fi diferită, credința va fi diferită și inclusiv vei intra în destin lucruri care nu te-ai gândit vreodată că tu poți să faci ceva pentru Dumnezeu. Și aici este frumusețea, mereu spun, timp petrecut cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul sunt. Timpul acesta, singur cu El, face toată diferența în viața noastră. Rugăciunea în unitate, rugăciunea în Duhul e împletită cu credința. O, fără, fără credință, cu neputință să fim plăcuți lui, spune. Și de multe ori zic, Doamne, păi tu ai zis: Fără unitate, nu primim. Fără dragoste, poți să în credință, e, sunt o rămă zingănitoare. Pe altă parte, tu ne spui: Fără credință, nu suntem plăcusie. Deci, fiecare element luat este atât de important și să-l avem pe toate. Dar Duhul Sfânt ne ajută. Dacă suntem deschiși, ne ajută în toate. Draga mea, și de data aceasta timpul s-a scurs Boar. foarte repede. Aș vrea un ultim gând pentru cei care ne-au urmărit. Și în această emisiune, ce ai pe inimă, ceea ce Dumnezeu ți-a spus, te rog să. Da, anul acesta, de la Domnul în fiecare an vin sub ungerea Domnului, la îndemnul Domnului și, bineînțeles, sub autoritatea păstorilor și împreună cu soțul meu, deci eu niciodată nu plec de capul meu sau. Deci, asta vreau ca cei care mă ajută să înțeleagă că nu sunt de capul meu să fac ce vreau eu. Eu îl întreb pe Domnul, postez și mă rog și vin cu un mesaj special de la Domnul. Din prima dată Domnul mi-a spus, ești ca o trompetă, ești un mesager pentru ceea ce Dumnezeu vrea să împlinească. Părticica mea, că mulți alții fac lucruri mult mai importante poate decât mine. Scopul este să ne întoarcem din nou la o viață de rugăciune. Scopul lui Dumnezeu este să vedem să ne rugăm că-și deavolul încearcă pe orice cale să distrugă. Și asta mi-a spus, voi nu vedeți ce urmează să vină. Chiamă poporul meu la și rugăciune, dar rugăciune în Duhul, rugăciune în unitate, rugăciune în credință, rugăciune noaptea, la miezul nopții, le-am scris în carte, rugăciune fierbinte, rugăciune pentru toți oamenii, pentru toți sfinții. Nu oricine pleacă în misiune, ei păstor, e, pastor, e, misionar, e lucrător sau cântăresc sau mai știu eu ce, dar toți putem să ne rugăm. Și bon lap dacă ești și mic sau bătrân o să te rogi. Și aceasta este cuvântul care Domnul mi-a Cheamă poporul român din nou la rugăciune. Rugăciune serioasă în biserică, rugăciune să punem bază mai mult pe rugăciune decât pe predică. Marile treziri, după câte am studiat eu și alții, baza a fost în ascuns rugăciune multă. Două persoane, patru persoane, în și rugăciune, câte o săptămână, câte două, un an de zile, au stat continuu și s-au luptat în rugăciune. Și când a venit vremea, trezirea a venit, oamenii au fost botezați cu Duhul Sfânt, vindecași, atâția s-au pocăit și au rămas pocăiți. Lupta este rugăciune. Asta vrea Domnul și ei, să ne întoarcem la o viață de rugăciune, la o viață de comuniune, părtășie, pot să spun, colaborare, dialog cu Dumnezeu Tatăl și eu și Duhul Sfânt și să nu-L mai respingem pe Duhul Sfânt care este ajutorul cel mai puternic de săvârșit care tata din cer, ca un tată care are grijă de copilul lui, i-a dat un ajutor pe Duhul Sfânt în absolut fiecare detaliu. Când suntem plini de Duhul Sfânt, când colaborăm cu Duhul Sfânt, vom ști cum să ne rugăm, vom ști cum să vorbim cu oamenii, înțelepciunea, revelația, puterea, tăria, minun, vom începe să vedem în viața noastră. Și Domnul Iisus să vă binecuvinteze! să vă înflăcăreze și chem peste voi un duh de rugăciune, un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Domnului, un duh de pasiune pentru Dumnezeu. Și nu uitați timpul petrecut în cămăruță cu Tatăl. El vede nascuns și vă va răsfrăti. Domnul Iisus fie onorat și Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Amin. Draga mea, îți mulțumesc pentru această deschidere a ta și disponibilitate de a fi aici împreună cu mine. Cu cei care au ales să ne urmărească, îți doresc mult har și binecuvântare, atât ție cât și soțului tău. Mult har și binecuvântare bisericii din care Amin. voi uh, vă trageți și mult spor în a continua să scrii. Amin cu nerăbdare aștept să citesc această carte pe care ai scos-o, ai tipărit-o recent, aștept și următoarea carte, deoarece Uitură, din ceea ce tu ai spus va fi mult mai uh, profundă, da. uh, alocată uh, probabil pentru vremurile pe care noi le trăim. Exact, da. De aceea continui să scrii, pentru că îți dorești pentru fiecare vreme, pentru fiecare anotimp, Dumnezeu să vorbească. Amin și Dumnezeu vorbește. Amin, așa este. Mulțumesc foarte mult și n-am cu ce să mă laud, asta vreau să spun. În tot ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața mea, prin viața mea, n-am absolut nimic cu ce să mă laud. De aceea mereu îi spun, Doamne, toată gloria, toată slava, cinstea, mărirea, măreția, înțelepciunea, bogăția, totul doar ție. Despărțiți de tine, nu putem face nimic. Dar partea mea este, în fac timp, aleg să stau cu el. Aleg să stau la picioarele lui. Aleg să mă deslipez de fire, de lume, de toate lucrurile care îți atrag atenția sau te distrage de la Domnul. Nu e neapărat păcat. Pe, pe atâția ne distrage de la rația cu Domnul. Dar vreau să vă încurajez versetul care spune gustați și vedeți ce bun este Domnul. Când ai gustat doar o fărâmă mică, mică, Știi cum? La rugăciune. Abia aștept să te duci. Nu este, ah, iar să mă rog, iar e rugăciune la biserică, lasă ducă oia care... Nu, e o atracție. De ce? Te întâlnești cu Creatorul Universului, cu împărat al împăraților, cum Mântuitorul tot să comunici cu El. Pe ce vreo onoare mai mare decât aceasta? Și noi exact lucrul acesta levităm. Le la biserică vin toți, dar când e vorba de seară de rugăciune, poate 5 sau 10% dacă vin. Ce trist! Pentru că nu au gustat. Exact. Și n-au dragoste aceea. Și nu înțelege ce înseamnă să fii lucrător împreună cu Dumnezeu. Să poți să mișlocești împreună cu Domnul Isus, cum a spus. Aștept rugăciunile voastre să fie una cu a mea. Să ne rugăm împreună pentru lumea pierdută. Vai, ce frumos! Deci sunt lucruri atât de frumoase pentru toată lumea. Când guști, viața se transformă și apoi ești la dispoziția Domnului că nu mai trăiesc eu, tu trăiești Doamne mai vine, nu poți să spui că ești perfect mai vin și stă dar imediat știi refugiu, știi unde să, să te duci știi la cine să te duci și Domnul e minunat toată gloria să fie doar a lui îți mulțumesc Rodica vă mulțumesc și vouă pentru că ați rămas până la final alături de noi în încheiere continui și eu să vă provoc în a vă adânci mai mult și vă aloca mai mult timp în a citi Cuvântul lui Dumnezeu, în a petrece timp în rugăciune, și cu siguranță Dumnezeu se va lăsa găsit, și să fiți inundați mai mult de dragostea lui. Până la o nouă emisiune, și nu numai, toate cele bune.